departe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Atunci Iisus i-a zis, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și răspunzându-i, Simon a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Iisus însă răspunzând, i-a zis, fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trupul și sângele s-au descoperit ție acestea, ci Tatăl meu, cel din ceruri. Și eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ legat va fi și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Prea cu cerniș, părinți, prea cu vioșuri, Domnul, suntem în praznic. Suntem în zi de ultima răsunire a Marii Praznic al Domnului Sfânt al Cinciunii, care coincide în această situație calendaristică puțin mai neobișnuită și care ne-a privat de un întreg itinerar duhovnicesc. Prăzunirea aceeași zi în care încheiem această altoire a noastră de taina cinzecimii, prăzuim și pe cei care sunt, într-un fel, marea rodire și prima rodire a harului acesta duhovnicesc al Duhului Sfânt și din Domnul nostru cel răstignit și înviat. Îi prezim astăzi de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Sfinți Apostoli și Martiri, dar ziua de astăzi se leagă și de ziua care urmează, nu? Pentru că ziua de astăzi are un epilog sau, dacă puteți să numi, o prelungire, mai bine zis, nu? Unde Biserica noastră Ortodoxă îi cinstește sinapsa Sfinților Apostoli, de toți apostoli, nu? Avem o primă zi, ziua de astăzi, închinată primului și ultimului apostol, celui din tâi, lui Petru și celui din urmă, celui de-al 13-lea, lui Pavel, lui Saul din Tarz, mai bine zis, cel venit apoi Pavel, apostolul păgânilor, și lui Simon, fiul lui Iona, devenit apostol și prin căreia s-a schimbat numele, așa cum am auzit, în stâncă, în piatră de temelie a construcției noului templu, care este Biserica lui Hristos pe Pământ. No? Frumos se potrivesc toate aceste înțelesuri. Chiar dacă în această situație care este în anul ăsta, ele s-au comprimat, parcă este măsură și excesiv în orice caz. Dar, într-un fel, poate aceste comprimări ne ajută să le vedem pe toate la un loc și să le ținem împreună aceste semnificații, care poate că dacă se întind pe o interval mai mare de timp, riscăm să le luăm fragmentat. Adică avem o șansă deci, de a le vedea pe toate la un loc. Să vedem împreună pe Duhul Sfânt, pe Duhul Sfânt cu rodirea Lui care este Biserica și Biserica care stă pe temelia apostolilor. Spune că Biserica este una sfântă, sobornicioasă și apostolească, apostolică. Biserica fără apostoli de neînchipuit. Biserica se vede toată această minunată prefacere care a fost cea a primilor ucenici ai Mântuitorului. Toate Biserica, nu putem să dăm acest lucru, este apostolică. Și este apostolică nu numai pentru că stă pe temelia celor 13 apostoli, au fost 13, au fost chiar mai mulți, au fost și cei 72, au fost cei 7 diaconi, au fost mulți. Apostolia aceasta nu se limitează numai la grupul acesta celor 12, și acest grup este un grup simbolic, pe care Dumnezeu l-a schimbat și l-a
și i-a redimensionat și i-a redefinit locul lui. După cei 12 apostoli au fost aleși de Mântuitor dintre mulțimea ucenicilor pentru o misiune foarte precisă. Pentru Israel și numai pentru Israel. Asta însemna cei 12 și numai puțin sau mai mulți. 12 pentru că 12 era numărul celor 12 inițialul lui Israel. Iisus a venit mai întâi pentru oile iudeale lui casă în Israel și pe ele a încercat să reconstituie noul Israel, asemenea vechiului Israel și pentru acest nou Israel și a ales acest 12, acest colegiu de 12 apostoli pentru înnoirea poporului vechiului legământ, trebuie să devină noul Israel al lui Dumnezeu, noul popor cristian, cu 12 judecători, apostolii aceștia erau trimiși lui, dar trebuiau să fie și judecătorii noului Israel, conducătorii și judecătorii noului popor al Israel. Altfel lucrul acesta, Mântuitorul i-a și investit pentru acest lucru și i-a și spus că veți sta pe 12 tronuri judecând cele 12 semințiale din Israel. Deci asta a fost planul A, planul întâi. Planul și care ar fi avut un, cum să spun, o urmare în acest sens, dacă poporul evreu să fie convertit la Hristos. Dar istoria ne arată că lucrurile nu au stat așa, nu? Și poporul israelit pentru care a venit în Mântuitorul, cum a spus, nu sunt primiți de către eu, Mântuitorul, ca în Israel, nu l-a primit, nu? Și atunci Mântuitorul, la 50 de schimbă rostul acestor apostoli și din judecătorii mai nou, mai vechiului nou Israel, care a refuzat să devină nou Israel, a făcut din ei misionari și trimiși, nu? Mântuitorii, lucrul se lăsa înainte de dialogul care a avut Mântuitorul cu ucenicii la cinzecime, la înălțare, înainte de înălțare, când i-a dus pe muntele Omului și înainte de înălțare la cer, urcând pe muntele acesta pe care, în tradiția evreiască, era muntele judecății de apoi, acolo trebuia să vină Dumnezeu să duce neamă, văzând că Iisus merge cu ei pe muntele acesta al judecății, se spune, oare acum veni așeza împărătenia părăților Israel, deci acum va fi judecat, acum vor fi tronurile, acum vor fi, vom fi și noi instalați și instalați în funcția asta esatologică, sau mesianică, noi apostolii. Și Mântuitorul le răspunde, care era voi vă zic, nu este al vostru să știți timpurile și și soroacele pe care v-a dat reștire, voi să fiți mie martori. Voi să nu vă depărtați de Ierusalim, vă pune pe zăgătorile de sus și apoi veți fi mie martori în Ierusalim, de la Samaria și până la marginea lumii. Și astăzi vedem unde sunt aceste margini ale lumii la care au ajuns apostolii într-o misiune plină de riscuri, plină de aventură în distanță, o aventură periculoasă. Care i-a aruncat pe ei din relativa securitate a Palestinei în dialogul între invazia noi mediterane. Ce sunt așa de importanță să... Deci din acei judecători s-au făcut de ce Iisus a făcut misionar. Asta a fost o primă schimbare a rostului lor și o primă o reinvestire a lor. Deci ei au trebuit să fie trimiși spre toate neamurile, spre păgâni, poate, pentru că, până la urmă, păgânii au și primit în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de ce sunt importanți acest colegiu al apostolilor, dintre care îmi spuneam primul Petru și ultimul Pavel, într-un fel sunt oameni rezumat, sunt ca o epitomă aceasta a arismei apostolice. Sunt importanți pentru că pentru transformarea fantastică și formidabilă care se întâmplă în ei. Și transformarea aceasta este, și o spun și o repet întotdeauna, poate unul din cele mai importante ale argumentele de divinității și ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Schimbarea aceasta absolut radicală care s-a produs
în mințile și inimile și sufletele acestor apostoli. Regândind ce a fost Petru, dintr-un pescar din Bețalina, care aștepta și el o mesianitate din această legalitate mesianică politică, Iisus Hristos îl face din el apostolul său și, îl schimbă, îl reconvertește. Numai că a fost numai un mărturisitor prost în cel din urmă, pentru că Evanghelia se întâmplă acum pe un domn favorabil apostolului, nu? Adică iată după aceea se vede, am 5 minute se vede că Petru a fost și m-a înțeles încă, de fapt, singur. Când Mântuitorul a început să vorbească despre martirul lui și despre jertfa lui, nu se va întâmpla lucrul ăsta, nu se va întâmpla lucrul ăsta, el să știe pe Dumnezeu și pe Iisus. Și atunci Iisus, la câteva minute după aceea, după ce spune că ești glasul Tatălui, îi spune că e glasul Satanului. Deci, n-au înțeles apostolii. Școala aceasta pe care au trecut ei în timpul Mântuitorului, n-au promovat. Au căzut lamentabil în cele din urmă. Pentru că Petru, din un prim mărturisitor, devine un om care îl tăgăduiește din Mântuitorul. Nu-l cunosc pe omul acesta, îi spune sur din cei din casa, în curtea Achereului. Ca după aceea, când întâlnirea cu Iisus Hristos cel înviat să se reschimbe și să se recompună după o tot o altă așezare și figură duhovnicească, nu? Și Petru devine cu adevărat, toți apostolii, la fel, minunea, și cu Petru s-a petrecut o schimbare la fel de spectaculoasă, ca și cea care s-a petrecut cu Saul din Tars, nu? Care din rabinul erudit și învățat și zelos pentru poporul său, se transformă, și persecutorul al creștinilor, se transformă în cel mai dinamic și cel mai înflăcărat apostol al lui Hristos și al Evangheliei lui. Schimbările acestea spectaculoase și extrem de radicale ne dau de înțeles că s-a petrecut cu ei ceva. Și anume întâlnirea cu Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, a fost un eveniment atât de profund încât a fost în măsură să le schimbe cu totul existența și să se transforme în ceea ce au devenit apoi apostolul Evangheliei al Mântuitorului Iisus Hristos. Mă trebuie să uităm că apostolia lor n-a durat nici o zi, nici 3 zile, nici 3 ani, nu? Ci peste 30 de ani. Și peste 30 de ani de zile acești apostoli în Ierusalim, în jurul Ierusalimului, apoi văzând ostilitatea Ierusalimului spre Siria, spre Europa, până în inima Imperiului persecutor și neprimitor din atunci, au mărturisit pe Iisus Hristos repede, până peste 30 de ani de zile. 30 de ani de zile în care, dacă le citim, scrisorile, vedem că au aceeași incandescență, au aceeași atitudine și tărie domnicioasă pe care s-a despărțit de Mântuitorul Hristos cu o zi înainte, doamne. Chiar dacă nu se 30 de ani. Deci, o viață de lungă. Și cu toate acestea vorbesc despre Iisus Hristos ca și cum s-a fi despărțit de El în ajun. Deci asta e o lecție formidabilă pe care nu arată. Și apoi lecția cea mai minunată pe care mi-o dau cel din urmă este lecția în care pescarul devenit apostol devine martir al lui Iisus Hristos, iar rabinul persecutor, tot convertit în apostol al lui Iisus Hristos, devine la rândul său mărturisitor. Și ziua de 29 iunie este ziua care ne amintește de sfârșitul apostoliei lor, de pecetea apostoliei lor, care este martirul. Martirul, prețul sângelui, plătit asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că, în distanță, ce vedem, de fapt, în viețile acestor apostoli? Că ei dau răspunsul la întrebarea la care trebuie să răspunde fiecare ce om care ne adresează Mântuitorul, nu numai lor, ci prin ei ne adresează tuturor. Cine spune lumea că sunt eu, dar apoi cine spuneți voi că sunt eu? Și răspunsul pe care îl dau apostolii nu e un răspuns teoretic,
răspuns doctrinal, este, nu e o propoziție, un cuvânt, o definiție, ci răspunsul pe care îl dau Iisus Hristos este mult mai simplu, dar și mult mai dificil și mai periculos. Este identificat cu El. Nu? Deci, îți spun cine ești, identificându-mă cu tine. Deci, și El, și Apostolul, devine apoi un fel de alt Hristos, devine un alt de Hristos. El se identifică cu Iisus Hristos și răspunsul acesta la întrebare o dă prin predica și în primul rând prin viața Lui. Ce nu vedeți amândoi, de Petru, și Pavel, martirii de Roma, lui Nero, pe la mijlocul anilor 60, a primului viață, ca înțeles lucru pe care nu l-am înțeles, pe care nu l-am început la început, este faptul că Iisus este împărat, făcându-se slav și rob, că împărăția Lui vine prin cruce, vine prin iubirea Lui, este condiționată de jertfa Lui și de sacrificiul Lui. Și că nu pot fi despărțite. Asta este taina cea mare pe care a creștinit în primă instanță și taina Domnului nostru Iisus, cu care ei se identifică. Și asta este marea lor forță în cele din urmă. Că reușesc această schimbare de euri în cele din urmă, această proiectare a lor în persoana lui Iisus Hristos, astfel încât cei care îl auzeau și cei care îl vedeau, îl auzeau și îl vedeau pe Domnul nostru Iisus Hristos cel Sfânt și Iar. Deci asta este, prin asta au devenit ei martori. Deci, că martorul devine una cu persoana pe care o mărturisește. Deci asta este taina și de urmă taina iubirii. Atât de mult, când iubești ceva atât de mult, te identifici cu idealul sau realitatea sau persoana pe care o iubești. Nu este iubire care să nu, adevărată, care să nu ducă la această identificare. Și dacă nu e această identificare, înseamnă că nu iubire cu adevărat. Este ceva. Dacă te identifici cu un Mesia răstignit și înviat, nu poți să te identifici și cu, nu numai cu învierea, trebuie să te identifici cu moartea. Și ultima instanță trebuie să te identifici cu dragostea Lui. Și dragostea Domnului nostru Iisus Hristos are culoarea aceasta, și are și dragostea Domnului Sfânt, are culoarea roșie, nu? Care este culoarea sângelui, care este culoarea iubirii, nu? Este culoarea dragostei care se transformă în sânge și a sângelui care se transformă în lumină și în viață și în iubire. Ei se întâmplă exact aceleași procese, aceleași transformări extraordinare care s-au petrecut și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Să nu uităm că Domnul nostru Iisus Hristos trimite pe Duhul Sfânt în chip de lin de foc, este apostol, nu? În ziua cinzecimii, în chip. Iar Duhul acesta are forma aceasta de lin roșu, de lin roșu, limbi roșietice. Limbile acestea roșietice au culoarea roșie. Care e culoarea sângerii Domnului nostru Iisus Hristos? Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, prin înălțare, s-a urcat cartierul la tronul Tatălui și a dus jertfa aceea de ispășire, sângerul a dat sânge și a luat Duh pentru noi. Iar nouă pentru Duh, cine cere sânge? Deci, cine crede că poate să rupă această solidaritate între Duh și Sânge, între iubire, Duh și Sânge, acela nu înțelege creștinismul și nu înțelege noutatea formidabilă pe care a pus-o Domnul nostru Iisus Hristos în viața sa și apoi în Duhul Său care este biserică. Relația aceasta, că iubirea cere Sânge și cere Duh. Lucrurile acestea nu pot fi separate fără să se vedem cumva în altă credință. Martirul Sfinților Apostoli este, așa cum spuneau, și latinii au o expresie foarte frumoasă pe care o folosesc Sfântului de Dumnezeu. Martirium, spune, simplum est maxime caritatis. Martirul este semnul cel mai iubit. Deci nu există formă mai
mai înaltă privire decât Mahiul, dar poate și Mântuitorul. Nimeni nu are mai multă dragoste față de Dumnezeu decât dacă își pune sufletul și viața pentru El. Și asta pe urmă este criteriul și măsura iubirii. Cine spune că iubește și nu e dispus să moară și nu vrea să moară și pentru persoana sau pentru dialogul sau pentru realitatea pe care iubește, acela nu știe ce iubește. Se iubește de fapt el însuși. Nu iubește. A spune că iubește ceva sau pe cineva, e tot una cu a spune vreau să mor pentru tine. Deci dacă vrei, îi spui unei persoane te iubesc, îi spun de fapt vreau să mor pentru tine. Deci atât de mult te iubesc încât sunt dispus să-mi dau viața pentru tine. La fel, iubirea de parte, spune, iubesc poporul, iubesc parte. Asta înseamnă că vreau și sunt dispus să mor pentru tine. Dacă spui că iubești pe Hristos, care El însuși a murit pentru noi și a înviat, și nu ești dispus să mergi până la capăt cu această logică a dragostei și a iubirii, nu știm una din două, sau nu știm ce este iubirea, sau vorbim fără să vorbești cu curața lui. Deci toată această, toate apostolii ne arată că primii creștini au înțeles foarte bine ce a fost să le spună Domnul nostru Iisus Hristos. Și au înțeles nu teoretic, ci au înțeles, cum a spus, pe pielea și în carnea lor. 30 de ani a fost și peste 30 de ani au stat la școala iubirii legată de sânge, legată de moarte, legată de viață și veșnică. Prin asta ei sunt reliile bisericii. Și bine ar fi ca să o înțelegem nu numai ca niște temelii. De obicei, temeliile bisericii, temeliile construcției nu se văd niciodată, nu? Ei nu sunt temeliile bisericii, sunt stâlpii bisericii, nu? Sunt stâlpi care sunt mereu prezenți în mijlocul nostru. Sacrificiul lor, martirul lor, sunt coloanele acestea de sânge și de duh care le-a cerut și pământul. Și ele țin biserica nevăzută în picioare, nu altceva, nu? De aceea, niciodată nu o să zăbovim suficient sau nici mai multe taie în aceasta a apostolului. Trebuie să spun că e și un lucru trist în cele din urmă, că nu știm să-i cistim, nu știm nici să-i onorăm, nu știm nici să-i cunoaștem. Pentru că, deși avem cuvintele lor, nu le știm în biserici. Și când spunem că le știm, de fapt îi cântăm și nu înțelegem nimic. Nu vorbim despre ei, nu îi comentăm. De fapt, spune că îi cinstim, fără să-i cunoaștem. Și cine poate să spună că iubește pe cineva pe care nu-l cunoaște? Iubirea și cunoașterea se condiționează de cineva. Spunem că îi cinstim pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel. Nu? Dar să ne întrebăm. Și să vorbim despre specialiști. Când am deschis ultima dată și am citit măcar un capitol sau epistolă din ei. Asta e cea mai cinstire. Să știm, să avem cuvinte lor. Chiar și lălăia care am făcut astăzi, la o trei, nu are nicio valoare. Și de ce are nicio valoare? Pentru că noi ne auzim pe noi înșine. Ne spune cuvintele noastre, lauda noastră și când le lăudăm, de fapt, vorbim despre noi înșine, nu vorbim despre ei. Și să avem această comoară lor, de să avem chiar cuvintele lor, nu? Și să nu-i lăsăm pe ei să vorbească în biserică, nu? Și să vorbim noi în locul lor, mi se pare un lucru nepermis, nu? Și pe care ar trebui să ne pună pe gânduri. Apostolii nu vorbesc în biserica noastră, nu? Nu, deci glasul lor nu se aude, nu? Și de aceea creștinismul nostru e așa cum este, nu? Adică foarte miluat și foarte alefiat și foarte subțire, nu? Ne aducem la minte din când în când la viața pe o sărbătoare cum e acum, nu? Care a fost o sărbătoare a Romei, trimis în dar de Biserica Romei, care avea rămășințele lor pământești făcut întregii luni, nu? Pentru că dacă stăm și ne gândim mai ales pe lumea Europa și pe noi ne interesează, de fapt. Cuvintele Sfinților nu ne interesează nimeni, sau că ne interesează moartea lor, clar. Asta este sigur lucru. Deci, nu ne interesează nici vorbele lor, nici exemplul lor și nu vorbim despre ei, nu. Deci ar trebui să reflectăm la acest lucru, nu? Cum reușim noi ortodoxii de vreo câteva mii de ani să îngropăm ortodoxia și
Noul Testament și cuvintele lor, sub cântări, sub meditații, sub tot felul de visuri ale noastre și dorințe ale noastre. Nu? Vorbind în biserică despre noi înșine și ne lăsând că ei să vorbească, nu? Și să le ascultăm cuvântul lor. Ar trebui ceva să se întâmple, nu? Pentru că nu poți să rămâi același când asculți cuvintele unui apostol. Deci în fața unui ca și omul Evangheliei. Deci când îți vorbește, la mine nu mai vin două șanse. Sau te îl asculți și primești cu totul, sau dacă nu, te retragi și spui, nu-i pentru mine, nu sunt dispus. Dar noi avem această mare taină de a pune sub mine, de a le lărâni, de a transforma din o slujba cuvântului și o școală a iubirii și a martirului într-un fel de comemorare. Ai impresia că când ascult slujbe noastre, care trebuie să fie slujbe de dinamism și de mobilizare, nu slujbe cu caracter militar, nu știu, nu? Ai impresia că facem un parastat veșnic, nu? Parastat sau apostolul, un parastat sau învierii, nu? Așa arată de multe și slujbe noastre. Parcă nu actualizăm forța învierii și parcă le facem parastat, de parcă ar fi morți, nu? Noi suntem morți, ei sunt vii. Asta e mai taină în biserică. Că morții sunt de fapt vii, adică martirii sunt de fapt vii, iar noi vii suntem de fapt morți. Pentru că nu învățăm nimic din viață și din moartea lor și nu lăsăm nici măcar să vorbească. E un lucru pe care am ținut să spun, deci face parte dintr-o solitofie sau meditație interioară, pentru că impresia care este aceea când vii la o liturghie sau o slujbă din aceasta este că vorbim prea mult noi înșine și nu lăsăm pe Sfinți să vorbească chiar și atunci când avem cuvintele lor. Iar în situația noastră ce să mai vorbim? Deci am avut pozul, măcar să spunem, să fie avut faptul 14 zile, măcar fiecare zi, să citim la chirie pe biserică apostolului Maru, să citim câte o epistolă, nu? Să ne adâncim în taină. Pentru că apostolii, poate vă spun, deși sunt rezumatul Sfințeniei Bisericii, nu există astfel mai mare. Apostolii au toate darurile pe care Sfinții le-au avut după aceea separat. Au fost și păstori, au fost și evanghelizatori, au fost și intelectuali, au fost și rugători, au fost și mistici, cum am auzit la apostol, nu? Le-au avut pe și martiri, au fost toate acestea la un loc. După aceea, parcă și Sfințenia s-a specializat. Unii au fost învățători, alții au fost rugători, oarecum lucrurile s-au despărțit. Nu, dar apostoli sunt, într-un apostol, le găsim pe toate, nu? Și poate tocmai de aceea apostolii ne deranjează, nu? Și ne fac să ne simțim foarte bine și nu știm cum să facem, cum să trecem mai ușor pe lângă ei și să le decuplăm sau să ne tragem din mărturia lor cât un aspect. Care mi se pare că vorbește mai mult aspirațiilor și viselor și dorințelor noastre. În cazul să-i luăm pe toți la pachet și împreună și cu tot ceea ce vrei să spună, nu cu și cu cuvintele lor, iar nu cu cuvintele noastre despre ei. Și faptul că îi prăznim, trebuie să-i prăznim și orice spun, trebuie prăznim cu o liturghie și cu o evanghelie, ne învață acest lucru. Că din sângele Domnului nostru Iisus Hristos, de acolo, din potirul rugăciunilor evanghelistice, din potirul bisericii, de acolo au primit puterea sângelui acela de viață lucrător al Iisus Hristos, prin care, după o școală de 30 de ani și o apostolie, au reușit să-și dea și sângele pe Domnul nostru Iisus Hristos. Că nu există, deci, dacă e iubire în biserică, iubirea are culoarea sângelui și forma sângelui. Și se primește prin sângele din copil, ca apoi să intre sângele nostru, iar sângele ăsta al nostru să devină viață, să devină combustie din această interioară, iar dacă și să susțină această viață nouă care vine din cer, de această viață, dacă Dumnezeu nu cere, trebuie să fie sub și Domnului inclusiv. Deci, atenție la taina sângelui Dumnezeu, biserică și la rostul creștinii de pe atunci aveau și o altă aportare față de diplomație și față de liturghie. De aia așa o jumătate. De acum, poate că nu mai știm nici ce înseamnă evanghelia și liturghia,
facem elogii numai apostolilor, nu. Să nu-i tot lăudăm, sau de fapt că și elogiul ăsta de multe ori o formă de insult. Dacă nu suntem dispus să-i urmăm, deci să-i ascultăm și să le plăcăm pe urmă. Asta e, într-un fel, așa spus și părțile de teologie. Cea mai mare cinstire pe care poți să o aducem cu un insult este să imităm exemplu, este să plăcăm pe urmă lor. Nu există altă formă decât, adică să ne identificăm cu ei. Dacă i-am chemat în ziua de astăzi, spre Sfântul Petru și Pavel în mijlocul nostru, puteți să ne punem astăzi în mână să spunem, da, Doamne, iată-i pe martorii tăi, nu cei mari, nu primul și ultimul dintre apostoli, nu sunt în mijlocul nostru, să facem legământ, nu? Că și noi vrem să ne împărtășim și să trăim din candescența voastră, din dragostea voastră, din prețul acesta minunat al dragostei, duse până la atmosfera sincerului pe care ne-ați învățat. Nu? E o lecție confortabilă, nu? Care nu ne flatează totdeauna, dar ne spune adevărul și despre Dumnezeu, și despre El, și despre noi ești. Măcar și lucrul ăsta să rămânem în această frumoasă zi care strânge într-un buchet toate aceste mănânciuri. Roșul Duhului Sfânt, cu roșul sângelui martirului și amândouă sunt culoarea iubirii. Asta e culoarea iubirii lui Dumnezeu, celul întreime, Domnul care se vină prin liturghie, prin oarestie, prin culoarea sângelui eucharistic din copii, se vină și culoarea sângelui și vieților noastre, acum și curul de așa și vecii. Amin.